I'm a motherfucking beast. I'm a motherfucking beast. Lights, camera, action. Probabil o să apară și check engine ocazional. Pe check engine. Acum am filmat. Da, și da, apare, nu, nu stres. Apare de la GPL. Apare că sonda Lambda nu știe tot timpul. Opa, stai că... Unde? Da, da, e ciudată înclinația aia. Mie îmi place. Da, e mortal. Eu am căutat maneta să trag mai spate și da, și ce mult face că stai. Pui mei. Stai așa cumva, știi? Deci ca într-o barcă, da. Exact, știi, și la frânare și asta nu tins că mergi în față, ci te afunzi în scaun. E interesantă funcția aia scaunului. De fain, pentru seria 5, normal că se vede o diferență. Da, păi stai că ăla full are lombar. Obține full. După tot ce învârte. Da, bun, când dăm play, gata, vrei să și filmăm? Păi da, merge, numai n-au. Te pornești un pic la drum să... Ok. Am văzut că sunt niște huse, dar e interesante chestii, husele astea, poste originalul, ce l-ai tu? Eu cum tot duc la pictat și la astea, este când prefer să schimb un set de huse de 205 de lei, decât să mă pun să schimb un interior, știi? Că e un pic mai, mai protectivă. Exact, și comode, sincer să fiu, și nu sunt nici urâte. Da, bun, ce l-ai reglat, ești în regulă. Da, e ok, gata. Da, pentru că vorbește un pic mai tare, urlă. O fost revopsită, totuși. Să se audă. Dacă e lăsat și geamul. Și aia, da, da, microfonul, știi? Punem o pauză, a trebuit să ridic geamul. Ridică. Oricum eu la editor. Se va auzi mai ușor, se va auzi mai clar. Da, e șoricelul magic. Orgasmul șoricelului. Ce tare sună. Dar merge parcă mai încet ca și ăsta la... Probabil, probabil e un pic mai uzat, nu știu. Niciodată la, niciodată la mașină, să spunem, premium, geamul nu va urca repede. De asta ce? O să ieși, nici la S las nicăieri. Pentru sunet. Confort sunet, da. Bine, dar vrei rapid să ai risc. M-am uitat la S las. Dar la Logan... Da, aia e, că am văzut și eu. Până și la sus, până jos, știi? Și la Ford ca ăla e... Da, e alt principiu. Acum, sincer să fiu, nu știu, probabil sunt obosite și macarele, în fine. Poate. Nu, n-am dat atenție. Bun, dar zic că ar trebui să zici că ai instalat GPL și n-am da, bun. 3, 2, 1, și bine, că să ai de unde te-a. Bun, văd că sunt multe E39, din câte m-am documentat eu, cel mai bine produs model de BMW și vândut E39-le, peste 1.500.000 de exemplare în lume, care încă s-au păstrat foarte multe. Și atunci să nu fim banal, să nu fi nici împenibil, eu am încercat să fiu undeva la mijloc. Bineînțeles că îmbunătățiri pe viitor vor mai fi. Ar fi distanțierele la roți, unde la fel trebuie în funcție de jante să
funcție, deja trebuie să ai grijă ce pui, pentru că folosind mașina ca delicat nu-mi permit să frece la aripi și așa mai departe, concedii și așa mai departe, mergi, să ai problema asta, e dureroasă. Vedem, n-avem niciun martor aprins în bord, ceea ce e foarte bine. Renumitul martor de airbag, cum îi spunem, care se e bine știut la E39, chiar și la E46, poate e o rezolvare pentru cei care urmăriți. Eu am găsit-o după mai multe încercări și nervi și stres. S-a dovedit a fi un banal modul de airbag care se află sub cotieră, să știți. E sub cotieră modulul de airbag, nu-l căutați în altă parte, în portbagaj sau, pentru că nu va fi acolo. Navigația la fel a fost schimbată. Uite ce avem în spate. Da, ceva mai nou. Ceva mai nou? Ce era opri? Da, dar e o mașină nouă. Nu, el nu s-o chinui să facă nimic la ea. Le știu. O, are bani, da. Gata, a făcut și ai nicio... A numit că nu are gelatul la mare, știi? 8-ul nu are. 7-le, nu s-a făcut. 4, 3, 2, 1. E un BMW adevărat, arată frumos pe negru. Păcătos. Da, păcătos, bătăi de cap, cât în cape. Ai spălat-o, e ca și cum nu ai spălat. Instant, când ai ieșit deja în murdară. Dar asta e farmecul, în fond și la urmă omului. Pentru mine să spăl mașina e o plăcere. Absolut, și mie îmi place. Pune asta înapoi. Nu știu. Ai Dumnezeu tău. Deci stăm pe loc, nu? Da, n-am treabă, deci, la final. Povestim. Investiții destul de mare în mașină. Am cam terminat tot de explicat. Altceva nu cred că mai are. Și mi-a părut bine că am filmat într-un final cu acest BMW pachet M în 6 în linie, care atrage destul de multe priviri, sau bondarul negru, așa cum mi se mai zice. Dacă mai ai ceva de adăugat asupra ei. Pentru orice alte întrebări. Sigur că vă așteptăm în comentarii. Vă așteptăm în comentarii cu drag. Vă răspund la orice întrebare și cu plusul și minusul. Am înțeles că mai aduce niște îmbunătățiri, să fie clean, să repare tot ce nu se poate, să repare tot ce e un pic mai nașpa la ea, și vom reveni cu niște imagini mai peste ceva timp. Revenim, promit. Până atunci vă dorim numai bine și nu uitați să vă abonați, să-i dați un like, vor share-ui, să vadă cât mai mulți prieteni partea de tășnad, să vadă bondarul negru. Salutări!